Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă ediție de Vorbă cu Antreprenorii. Astăzi îl avem invitat pe nimeni altul decât Teddy Necula, bunul meu prieten, regizor și speaker inspirațional, un om de milioane. Teddy, bine ai venit! Mulțumesc, Călin, bine te-am găsit! Teddy, știu că parcursul tău a fost unul destul de interesant și aș vrea să ne spui de ce ai îmbrățișat cariera asta antreprenorială, până la urmă să fii regizor, o carieră antreprenorială. De ce ai îmbrățișat această carieră antreprenorială și care a fost parcursul tău? Cred că se legă foarte mult de leadership și poate înainte de leadership de dictatorism. Am început în clasa nouă cu câteva scurtmetraje, încercări, comunica prin video. Așa s-a întâmplat. Business în sine a început în clasa 10-a, cu un spot TV pentru o campanie dedicată femeilor gravide. De aia nu mi-am propus, eu sunt regizor, a venit de la sine, de aia zic, cumva, probabil că aveam în mine. Am descoperit repede o nișă, și anume nișa comunicării inspiraționale. Să comunici un mesaj, fie el pentru corporate sau pentru social, care inspiră, care comunică inima brandului, așa cum am descoperit mai târziu. Clar că eram foarte mulți și sunt de mulți în piața asta de producte, de advertising, și atunci a trebuit să construiesc antreprenorial totul, bătând la ușile celor mari, strângând în jurul meu echipe de profesioniști și dându-mi seama ce înseamnă să fiu un lider, ce înseamnă să faci un business în chestia asta și în aceeași timp să-ți menții sămânța aia. E pentru mine sămânța se leagă de partea asta de abordare inspirațională. Frumos, foarte frumos spus. Să știi că din experiența ta vastă, experiența de conducere, experiența de leadership, cred că ar merita să ne dai și nouă, celor care ne urmăresc, să ne dai câteva, hai să spunem, sfaturi, câteva sugestii. Care ar fi trei sfaturi pe care ni le-ai da în momentul în care ar fi să te afli în fața unor oameni care sunt la început de drum și sunt antreprenori? Ok. Să ții lângă tine cel puțin încă unul sau doi care simți că te conectezi. Pentru că e ceea ce mie îmi place să spun că îți dai șutul din fund unul cu altul și mergeți înainte. Când ești de capul tău, ești tu cu peretele și deciziile pe care eu sunt cele mai bune, sunt cele mai proaste. Așa când ai un trio sau măcar un duet în cântecul ăsta antreprenorial, că tot ai microfon aici, e interesant să trimiți și să primești feedback. În acest timp, e bine să nu fii ca mine, adică bad back. Adică asumându-mi rolul de regizor și de producător, când am trecut de la rolul artistic la rolul de antreprenor, mi-a fost foarte greu să nu fiu ăla care dictează și să fiu ăla care lasă controlul. Și mi-am dat seama că e doar o problemă de comunicare mea și de încredere în ceilalți, ceea ce e foarte prost. De ce? Acum îmi dau seama că dacă comunic celorlalți intenția pe care am, obiectivele, unde vreau să ajung și le dau încredere și zbor și arit, sunt sigur că mă vor duce acolo. Și asta se legă și de investiții de timp și financiare și tot. Deci, al doilea ar fi încredere. Al treilea e consecvența. Sunt un om foarte relaxat de felul meu. Dar mi-am dat seama că dacă las totul doar să vină după flow și nu împing un pic trenul de la spate, flow-ul o să vină când vrea și când o să plece. Când vrea să vină, când vrea să plece. Și atunci, consecvența în antreprenoriat, cred că se referă la acele activități zilnice, contacte noi, menținerea contactelor, un pic de discuție pe viziune, produse noi, poate producții noi, felul de, în cazul meu, felul de a îmbunătăți abordarea, conceptele. Și asta vin zi de zi. Important e să nu te ia cap. Să nu te ia cap. Da, important e să și faci. Și cum reușești să nu te ia cap? Dacă faci ceea ce simți că e pentru tine, îți vine lejer.
nu cred în munca aia 48 de ore, că e ceea ce simt fără să dau, nu cred în asta. Cred în gradarea a tuturor ingredientelor din viața ta profesională și personală, așa cât ambele se evolueze împreună. Și atunci nu te ia cap. Spuneam mai devreme că unul din cele trei ingrediente pe care le recomanzi este partea de încredere. Cum găsești oameni de încredere? Cunoscând, făcând networking sau aruncând o artificie, știi? Când aruncă artificii, sunt și alții care o văd, care le văd, care se bucură de artificiile astea sau se sperie. Cei care se bucură o să vină lângă tine. Orice chestie faină faci, cred că aș putea să o arunc mai sus, împreună cu tine. Nu te-a fără asta, nu mai veni niciodată, e acum. Și cred că asta de fapt faci, arunci în spațiu ce intenția. Intenția. Aia e artificia, intenția. Și atunci oamenii se adună. Se adună în jurul... Da. Alminteri o recrutare foarte bună. Eu, de exemplu, țin minte că eram la începutul facultății, business-ul pe la început, vreau să fac recrutare de oameni de vânzări. Unde m-am dus? La facultate de vânzări, căci m-am gândit că oamenii intră. Ce vindem? Păi uite, vindem servicii de producție video către companii, către ONG-uri, dar care au să ce-i cu asta? Ah, păi eu nu știu să vând video. Zic, ce vă învățăm acolo? Nu vindeți cartofi? Ce vindeți? Și atunci cumva ai nevoie și de oameni cu anumită deschidere. Pentru că tu poți să vorbești carismatic și să le povestești, uite, asta fac, să pui în pielea lor. Am mâncat un proiect fain cu, mă rog, un spectacol de dans comunitar. Dans comunitar înseamnă că ei, un grup de oameni care nu au mai dansat până atunci, repeți cu ei câteva săptămâni și ai super coreografie și produci dansatori din oameni de pe stradă. Și coreograful spunea o chestie foarte interesantă, apropo de leadership. Dansul începe în pielea mea. Ei nu știu ce va fi. Contează cum trec din pielea mea în pielea lor dansul ăsta. Cred că asta e și în leadership și în partea asta de... Să reușești să transmiți acea viziune pe da, care tu da, o ai da. Ca lider, ca regizor, ca da. Și hai să antreprenor, oamenilor care vor să te urmeze pentru licărirea care apare undeva în eter, intenția pe care tu ți-ai pus-o și viziunea ta. Da. Foarte frumos. Vreau să te mai întreb ceva. Dacă ar fi să te gândești la o întâmplare din cariera ta antreprenorială, o întâmplare din care ai învățat ceva, care ar fi acea întâmplare și ce ai învățat din ea? Mereu dau vina pe zodie, că sunt perfect, dar nu-i legat de asta. Am vrut încă de timpuriu să contactez potențialii mari parteneri, și anume agențiile de publicitate, agențiile mari. Eu la momentul ăla, neavând ceva de rangul lor, de arătat, doar o intenție. Și, mă rog, am dat, evident, uneori și de prejudecăți legat de comportamentul meu fizic sau, eu știu. Și am primit o foarte mare respingere de la o foarte mare agenție. Eu ne contactam decât două, adică... Atunci ai avut 50% rapid eșec. Chestia m-a marcat. Marcându-mă, mi-a schimbat comportamentul de comunicare a mea și a brandului meu pe următorii 3 ani. Wow! Serios. Deci atât de touchy a fost. În sensul în care am zis, ok, hai să devin mai comunicativ, să fiu mai primitor pentru ceilalți, să arăt că chestia asta fizică nu e o piedică, și am făcut o tâmpenie. Mi-am făcut propria agenție, care cum crezi că s-a numit de handicap. Și de ce zic că a fost tâmpenie? Eu vreau să mă diferențiez, să mă deplasez un pic din zona de social,
un salon de corporate, de business, să lucrezi advertising inspirațional, viral sau TV pentru business. Dar ce să vezi, numele agenției mele avea tot unul, era tot unul social, de handicap. Uh-huh. De ce? Pentru că am zis că sunt eu, e o chestie true, funny, catchy și la prima vedere așa era. Și pentru mine și pentru ceilalți. Până când am dat câțiva CEO sau cum antreprenori care au zis băi, vrem să lucrăm cu tine, dar nu cu brandul ăsta. Și mă gândit, ce aveți să ne zembun? Adică, uite, e faină, sunt eu, adică ne identificăm. Până am ajuns, de fapt, astăzi trei lecții într-una singură, două, trei, până am ajuns în Londra, la începutul anului, și aveam o discuție cu un sculptor bătrân, dar foarte în verbă, despre conceptul ăsta de handicap, și îmi zice, știi de la ce mine handicap? Nu, de la ce? De la handicap. Uh-huh. Beggar, în evul mediu, și aia mi-a dat, deci că mi-a fost așa un topor în cap. Pentru că abia atunci am înțeles influența pe care acea discuție cu agenția a avut-o asupra mea, nu m-am făcut să evoluez în comunicare, ci să-mi asum părerea lor. Uh-huh. Și de acolo să încep să construiesc. Să te identifici. Și am făcut un brand care nu făcea altceva decât să mă stagneze, nu comunica mai mult, să ne tragă în jos. Da, nu comunicam business, nu comunicam în felul ăsta. În secunda a doua am făcut rebranding. Și cum se numește noua ta companie? The Archers. Da, și atunci lecția pe care mă întreagă aici asta ar fi. La orice nivel ești, când vrei să contactezi pe cei mai mari și ei par la prima vedere că sunt deschis, dar ajunge acolo și vezi că te dau un cap, păstează-ți calea pe care o simți. Nu te da după cum bate vântul lor. Vezi cum bate vântul tău. Asta ca atitudine, evident că trebuie să te dai după cum bat mândurile la nivel de ceea ce concept, de tipul de livrare, dar în viziunea ta și în comunicarea ta ca om, până la urmă, reprezinți business-ul ăla și te reprezinți pe tine. Contează să rămâi tu indiferent de orice influență. Foarte frumos. Teddy, eu vreau să-ți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația de a participa la această emisiune online. Iar pentru final aș vrea, dacă ai un citat sau poate o vorbă de duh pe care ai învățat-o de la, nu știu, bunicul tău, să spunem, spune-ne care ar fi acest citat inspirațional sau care ar fi această vorbă cu care vrei să-i lași pe cei care ne urmăresc. Te-aș dezamăgi, dar nu am... N-am citat de când de la mine. Și super, spune-ne un citat de la tine atunci. Foarte mogul chestia asta. Dar nu de alta, pentru că e fain să te inspiri, dar e foarte fain să înțelegi că singurul model care există e ăla din oglindă. Pentru că e singurul pe care poți să-l modelezi. Și atunci ceea ce eu cred foarte tare e că oamenii au nevoie de inspirație. Și prin orice facem business-ul tău sau ori cum comunici, încearcă să ajungi la inima oamenilor. Frumos! Oamenii au nevoie de inspirație. Prin tot ceea ce faci, încearcă să ajungi la inima oamenilor. A fost pentru noi, Teddy Necula, mulțumesc mult pentru onoarea de a fi la De Vorbă cu Antreprenori. Mulțumim! Mulțumesc!